În episodul de astăzi o să vorbim despre perioada interbelică și situația politică în România și restul țărilor europene după primul război mondial. Înainte să începem, nu uitați să vă abonați ca să primiți notificare când voi posta următoarele episoade cu Bacul la istorie. După Marea Unire de la 1918, România a avut ca principal scop al politicii sale externe apărarea granițelor stabilite la Paris-Versailles. În 1921 este creată din inițiativa lui Tache Ionescu Mica Înțelegere, o alianță militară între România, Cehoslovacia și Iugoslavia, care urma să garanteze granițele României Mari. În Europa, regimul democratic a luat forma democrației liberale, fiind o fuziune între liberalism și democrație. Democrația liberală a îmbrăcat forma regimului parlamentar. Puterea aparține unui guvern susținut de majoritatea deputaților. Preponderența aparține adunării legislative alese. Puterea executivă este dirijată de un șef de guvern și de șeful statului, regele sau președintele Republicii. Marea criză economică 1929-1933 va afecta toate statele. Efectele sale se simt atât în plan economic, social, cât și politic. În state ca Marea Britanie, Franța, Suedia, Danemarca, Belgia și Olanda se mențin regimuri democratice. În schimb, alte state alunecă spre regimuri autoritare, precum nazismul sau fascismul, în Germania, Italia, Spania, Portugalia. Ca repercursiuni avem scăderea nivelului de trai și instabilitatea din primii ani ai perioadei interbelice. Ideologiile și practicile politice în România. A fost introdus în România votul universal în 1918 pentru bărbații de peste 21 de ani. În aceste condiții, numărul partidelor a sporit, însă viața politică românească interbelică a fost dominată de Partidul Național Liberal și Partidul Național Țărănesc. În anul 1923 a fost adoptată o nouă Constituție care stabilea drepturi și libertăți cetățenești, libertatea conștiinței, întrunirilor, presei și învățământului. Partidele politice. În sistemul politic din România, partidele au jucat un rol important. După 1918 au loc multe modificări, dispar partide precum cel conservator sau apar partide noi, Partidul Țărănesc sau se mențin partide precum Partidul Național și au loc fuziuni între partide. Totuși, viața politică a fost dominată de Partidul Național Liberal și Partidul Național Țărănesc. Liberalismul sau PNL reprezenta interesele burgheziei industriale și financiare unor meseriași sau intelectuali. La conducerea partidului au fost Ion Brătianu, Vintilă Brătianu, Ion Duca și mai târziu Constantin Brătianu. Aceștia puneau în centrul societății individul și deviza partidului era prin noi înșine. Opoziția sau țărănismul reprezintă a doua ideologie importantă din România. A fost susținută printre altele de Constantin Stere sau Ion Mihalache. Partidul ia naștere în 1918, reprezentând interesele lumii satelor. În 1926 are loc fuziunea cu Partidul Național Român din Transilvania, rezultând astfel Partidul Național Țărănesc. Conducerea a fost asigurată de Iuliu Maniu și Ion Mihalache. Deviza acestora era politica porților deschise, iar concepția lor era una conform căreia România trebuia să devină un stat predominant agrar. Prima parte a perioadei interbelice a fost dominată de liberali. Printre măsurile luate de liberali erau adoptarea Constituției din 1923, legea privind comerțul, legea minelor și legea energiei. Țărăniștii s-au aflat la guvernare între 1928 și 1933. Liberalii revin la putere în 1933 și sunt preocupați de dezvoltarea industriei. Pe lângă cele două partide, au mai existat și grupări de extremă dreaptă, precum Liga Apărării Național Creștine sau Garda de Fier și de extremă stângă, Partidul Comunist Român, care considera că societatea capitalistă trebuie înlăturată prin revoluție. În 1924, după participarea la evenimentele din sudul Basarabiei, care urmăreau dezlipirea acestui teritoriu de România și alipirea lui la Uniunea Sovietică, partidul este interzis.
În a doua parte a perioadei interbelice, în condițiile afirmării în Europa a unor ideologii totalitare, apare și în țara noastră extremismul de stânga, comunismul, și de dreapta, legionarismul. Monarhia a reprezentat și în perioada interbelică centrul funcționării sistemului politic din România, bazat pe prevederile Constituției din 1923. Regele, în timpul căruia a fost înfăptuită Marea Unire, adică Ferdinand I, nu a încălcat principiile vieții politice democratice. Acesta a reușit marile reforme ale epocii, reforma electorală, reforma agrară și Constituția din 1923. Cu toate acestea, monarhia a avut un rol major în instabilitatea politică a vremii. Ilustrativă este criza dinastică din 1925, când prințul Carol al II-lea a renunțat la moștenirea tronului. Ca urmare, moștenitor al tronului a fost proclamat minorul Mihai I, fiul lui Carol al II-lea. După moartea regelui Ferdinand în 1927, Mihai I a condus țara sub autoritatea regenței, care are impact negativ asupra României, întrucât cei trei membri ai acesteia nu se înțelegeau. Pe fondul declinului autorității regenței, Carol al II-lea revine în țară în anul 1930 și a fost proclamat rege de parlament și va domni până la finalul perioadei interbelice. Acestea au fost cele mai importante evenimente petrecute între cele două războaie mondiale și în următorul episod o să vorbim despre al doilea război mondial și despre participarea României la război.